Noi cazuri de persoane bolnave de gripă porcină au fost raportate de către Direcția de Sănătate Publică Olt. În săptămâna precedentă, la nivelul județului Olt, au fost confirmate cu laboratorul Institutului Cantacuzino București încă 8 cazuri de gripă AH1N1. Este vorba despre pacienți cu vârste cuprinse între 2 și 71 de ani, care sunt internați în Spitalul Județean de Urgență Slatina. Printre cele 8 persoane se află și 4 copii din Slatina, Dobroteasa și Cârlogani. Doi dintre ei au 2 și 10 luni, iar ceilalți au 5 ani, respectiv 7 ani. Mai sunt 2 tineri și 2 pensionari din Slatina și Drăgănești-Olt. Tot săptămâna aceasta a fost înregistrat și primul deces la un pacient cu gripă porcină. Este vorba despre un bătrân de 76 de ani din Slatina, care avea alte afecțiuni grave. Imediat după confirmarea diagnosticului, el a fost trimis la Spitalul Victor Babeș din București, însă medicii nu l-au mai putut salva. De la începutul sezonului rece 2015-2016, aproape 40 de persoane au fost diagnosticate cu gripă porcină și sezonier. De la începutul supravegherii infecțiilor respiratorii acute sezon 2015-2016 până în prezent s-au acumulat 39 de cazuri, dintre care 38 de cazuri sunt cu virus gripal tip A subtip H1, iar un caz cu virus gripal tip A subtip H3. Reprezentanții DSP monitorizează în continuare cazurile de infecții respiratorii, gripă sezonieră și gripă porcină. Totodată aceștia îi sfătuiesc pe cetățeni să se vaccineze împotriva gripei, chiar dacă ne aflăm la finalul sezonului rece.